găsit, dragi prieteni, între oglinzi paralele. Sunt astăzi cu un om pe care eu l-am cunoscut, vă mărturisesc, anul trecut, acum un an și o zi. Dar în momentul în care m-am documentat, pentru că domnia sa, acum exact un an și o zi, a primit un premiu din partea Direcției pentru Cultură, pentru întreaga sa activitate culturală, în momentul în care am început să mă documentez și să aflu mai multe lucruri despre ceea ce face domnia sa, am rămas realmente cu gura căscată. Și vreau să spun că acest domn pe care vi-l prezint aici alături de mine este domnul Eugen Doru Pelin. Face niște lucruri absolut extraordinare la Tecuci. Și ceea ce înseamnă cultură de foarte mare valoare, și când voi spune foarte mare valoare, să știți că nu mă refer la cine știe ce mici recitaluri de poezie sau ceva de genul acesta, ci de cultură de foarte mare valoare, toate lucrurile astea le face cu pasiune, cu dragoste și cu foarte multă implicare, inclusiv implicare financiară, pentru că, vedeți, nu prea poți să faci foarte cultură de calitate, nu poți să promovezi cultura de calitate fără să apelezi și la acest subiect. O face, cum spuneam, cu dragoste, este pasionat de cultură, este pasionat de muzică, este pasionat de carte, este pasionat de istorie, este pasionat de Tecuci. Și am încercat să-l aducem aici, între oglinzi paralele, și să-l vedeți, dragi prieteni din Galați și Brăila, tocmai pentru că povestea de viața unui om care iubește cultura în acest zbuciumat secol 21, Andrei Malraux spunea că secolul 21 va fi profund religios sau nu va fi deloc. Eu aș spune că putea să se întrebe reputatul filosof și scriitor și eseist francez dacă secolul 21 va mai fi un secol al culturii sau nu va mai fi deloc. Cred că invitatul meu va răspunde cu certitudine că secolul 21 poate fi în continuare un secol al culturii. Prin urmare, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea și că sunteți aici între oglinzi paralele. Domnule Negoiță, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Vin cu mare plăcere la emisiunea dumneavoastră și mi-am dorit să vin să discutăm despre cultură la emisiunea dumneavoastră. Mă bucur că ați făcut acest lucru. Mă bucur că mi-ați dat acum un an de zile un premiu la Gala Culturii Călățenii pentru un premiu de excelență pentru activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul Fundației Pelin, Ateneului din Tecuci. Ce să vă spun? Totul a plecat acum, cred că în 2013. În 2013 eu am un magazin de birotic, mă ocup cu foarte multe. În 2013 intră în magazin un tip așa la 45 de ani, cu plete și cu un teac mare de partituri. Mă uit așa, trag cu coada ochiului și văd Tchaikovsky. Zic, opa, zic că domnule, dar dumneavoastră sunteți profesor? Nu. Domnul Pelin, vă întreb o secundă pentru că nu pot să mă abțin să nu spun lucrul ăsta. Deci dumneavoastră aveți un magazin de birotică, da? Vreau să vă întreb și pun întrebarea asta retorică, evident, și telespectatorilor, prietenilor noștri care ne privesc. Câți patroni de birotică din România știu cine este Tchaikovsky? Iată, dumneavoastră știu și la ce întrebă. Știu cine e Tchaikovsky. Da, chiar vă rog frumos. Sunt, văd, și vedeam concertul din vioară al lui Tchaikovsky. Zic, asta predați la școală, la copii, cred că un profesor din Tecuci. A, nu, că sunt dirijor. Păi și ce căutați dumneavoastră la Tecuci? Păi este Tecucean. Cum așa? Păi uite așa, sunt Tecucean. Cum vă numiți? Pedro Negrescu. A rămas așa blocat. Atunci chiar dirigez, da, am concert la Filarmonica din Bacău. Și zic, domnule, tare mi-ar place să fac și un concert de ăsta simfonic, dar la Tecuci. Să nu mai fiu nevoit să plec, nu știu, la București, la Iași, să văd un concert. Și zic, da, să nu văd aici la mine la Tecuci. Păi se poate organiza. Cum așa? Păi trebuie să mergem să vorbim. Am vorbit, am pus țara la cale, cum se spune, și am reușit în 2014-2015 să organizez pentru prima dată în orașul Tecuci, din câte știu eu, în ultimii 50 de ani, un concert simfonic cu o filarmonică întreagă. Deci 60 de instrumente și pe scenă. Era o logistică impresionantă. Să aduce o filarmonică într-un oraș. Filarmonica de unde? De la Bacău. De la Bacău. Să aduce o filarmonică într-un oraș din provincie era greu. Și atunci am spus, ok, hai să o facem.
Stați așa că sunt tare curios. Deci, pe de o parte, eu știu ce înseamnă să organizezi un spectacol. Știu ce înseamnă partea tehnică. Da. Că este Dumnezeule mare. Nu mai vorbesc de cea financiară. Eu nu am știut, a trebuit să învăț. Și am învățat. Și cine a acoperit financiar toată povestea asta? Am găsit niște sponsori, da? M-a ajutat foarte mult și plătirea tehnicilor, vreau să spun. Foarte sunt frumos. Unul dintre ei, păi, m-am dus, am discutat, am spus că trebuie să facem ceva și din punct de vedere cultural. Mai țineți minte ce s-a cântat? Da, cum să nu. Ce s-a cântat? Concertul pentru vioară de Tchaikovsky, da, și Sinfonia a treia, tot de Tchaikovsky. Domnul Pelin, acum sunt convins că o să că intuiți următoarea mea întrebare. A fost lume? A fost sala full. A fost sala, nu plină, arhiplină. Deci chiar nu mă așteptam. Să specificăm faptul că evenimentele pe care le organizez la Ateneul din Tecuci nu sunt cu bilete. Deci noi nu percepem bani la intrare. Omul trebuie să vină cu sufletul, să vină să simtă muzica și nu să vină, nu facem o activitate comercială din acest lucru. Pentru cultura, din cultură, nimeni în 500 de ani nu a reușit să găsească o formulă magică să se îmbogățească. Nu există așa ceva. Cultura deci se face din profit. Suflet. Nu aduce profit. Cultura bine, se face profitul din este. Da, de altă natură. Profit? Educație. O să vorbim, domnul Neguiță. Care este profitul din cultură? O să vi-l spun pe parcurs. Deci asta a fost primul moment, da? Da. Și am adus și, în primul moment, acel concertul de la Tecuci, domnul Pavel Ionescu, managerul filarmonicii din Bacău, mi-a spus, domnul Pelin, hai faceți o bucurie la o tânără domnișoară care studiază foarte bine la vioară și dați-i posibilitatea acestei puștoaice să cânte. Atunci m-am bucurat fantastic. A spus, mai mult de atât nu se putea zic. Pe aia o vreau. Și am invitat-o și am susținut pentru prima dată un concert cu filarmonică, renumită astăzi violonistă Mălina Ciobanu, care studiază la Academia de la Conservatorul din Berlin. Când am văzut că lumea chiar e dornică și este avidă să vină la asemenea evenimente, am pus la cale un alt concert. Am zis, ok, facem unul în... Era, cred că, noiembrie, al doilea concert. Facem în noiembrie, e frig, nu știu ce, hai să fie mai bine. În noiembrie, am zis, bă, pe cine s-a duc la Tecuci? Din 7 prieteni, cunoștinții, l-am invitat pe maestru Gabriel Croitoru, care, din punctul meu de vedere, este unul cei mai mari violoniști pe care are România de la Enescu Pace. E părerea mea, mi-o susțin și mi-o asum. Maestru Gabriel Croitoru are privilegiul de a cânta pe vioară Guarnieri del Gesu, care aparținul lui George Enescu, da? Vioară din Patrimoniul Național al României. Și am vorbit cu maestru, nu mică mi-a fost mirarea, când maestru Gabriel Croitoru îmi spune, dar știți, părinții mei este cu cei. Odată m-am înalbit la față, l-a spus, nu se poate, tot din Tecuși, da, tot din Tecuși. Păi nu vrei să cântați? Totdeauna mi-am dorit și tatălui meu i-ar fi plăcut să mă audă cântând la Tecuci. N-am avut această posibilitate, dar dumneavoastră, domnul Pelin, mi-ați oferit-o și vin cu mare drag să cânt la Tecuci. Și atunci, tot partea asta muzicală, prietenii mei se ocupă, am zis, hai să cântăm Brahms.
și am cântat concertul pentru vioară de Brahms, Simfonia a treia și Poco Alegre, ultima parte a Simfoniei a doua. A fost sala plină. Și am avut la acel concert, la al doilea concert, am avut sprijin de la cele două licee din Tecuș și am spus, le-am dat o idee, zic, la fiecare concert pe care îl organizez, prin rotație aduceți câte 30 de elevi de la un liceu, 30 de elevi de la un liceu. Da, și rândurile din spate sunt albicoastre. Da, să vină și acei tineri să, măcar să vadă cum este un concert simfonic. Au venit, tinerii au stat în ultima bancă, cred că pe 5 minute, 10 minute înainte de a începe concertul, sala era plină, dar afară încă mai erau oameni. Nu mai aveam un țipune. M-am dus la Pedro, era și Pedro Dilijoro, la Pedro Negrescu, dragul meu prieten, și domnul Gabi Croitoru, care este un foarte drag prieten și un sprijin oricând am la dumnealui. Zic, maestre, ce facem? Sala e plină, afară e lume multă, ce facem? Mai facem un concert. Nu putem să mai facem un concert, că e lume multă și îmi pare rău să... Ați venit atâta amar de drum până la Tecuș să faceți acest concert. Poate să faceți și pentru ei, că și ei sunt dorni, și vor. Și maestru Gabi Croitor a spus, nu, domn Perin, știți cum facem? Ușile la sala populară sunt mari. Lăsați ușile deschise că muzica se duce, muzica circulă. Omul nu trebuie să vadă muzica, el trebuie să o simtă, să o asculte. Și atunci am lăsat ușile deschise. La pauză, când mai făceam, era prima simfonia pentru vioară, da? După care o mică pauză de 10 minute, după care intram partea a doua cu cealaltă simfonie. La pauză am ieșit la o țigară afară, când mă uitam în fața casei salii populare, cea din Tecuci, așa cum este, pe gardul parcului, peste tot, cred că mai erau 500 de oameni. Cred că mai erau 500 de oameni. Deci povestea dumneavoastră este absolut fascinantă. A ieșit, am terminat concertul, s-a aplaudat, toată lumea a fost așa minunată, în foaierul casei, în foaierul sălii de spectacole, tinerii ăștia care am chemat, elevii de liceu, și că, dom'le, dar noi am vrea să vorbim cu domnul Gabi Coritoru, cel care cântă cu vioara lui Enescu, să ne spună ce cu vioara e, de ce e așa scumpă. M-am dus în culise acolo, chem domnul Gabi, vă rog frumos, sunt tineri care vă așteaptă. A venit când a văzut în culise acolo 50-60 de copii care l-așteptau pe domnia sa să-i dea un autograf, să-l întrebi. Dom'le, dar ce e cu vioara asta? Dar de ce vioara asta e de stânga și nu e de dreapta? Da? Cine a fost? Aproape că îi dădeau lacrimi, spunea, că domnul Perin, pentru acest fapt mă simt împlinit sufletește că am venit la Tecuci. Pentru că am avut posibilitatea să vorbesc cu tinerii care erau avizi de a cunoaște, de a ști, de a învăța ceea ce am făcut noi pe scenă. Și atunci am spus, ok, zic, gata, hai. Lumea dorește, aveam posibilitate, aveam și sprijin logistic, vreau să spun că sala populară, nu plăteam chirii la sala populară, ne puneau la dispoziție gratuit. Păi, Ferin, vreau să vă întreb ceva. Da. Dumneavoastră realizați că ceea ce faceți dumneavoastră înseamnă pur și simplu că apelați la o baghetă fermecată? Pentru că, stau și mă gândesc, închipuiți-vă că anunțați un astfel de spectacol la Galați. Da. Eu nu cred că se adună 500 de oameni la un spectacol. Vă mai povestesc. După aceste două evenimente, cei de la, cred că studenții de la conservatoare, din Iași, din București, din Cluj, au aflat de Fundația Penin, au aflat de ceea ce facem noi. Mă trezesc cu un e-mail de la un student, masterant la conservatorul din București, dar de origine franceză, care îmi trimite un e-mail și îmi spune, domnul Penin, uite, nu puteți să-mi dați o mână de ajutor, știți, noi suntem un grup de studenți, care ne-am pregătit pentru examenul de masterant, am venit niște lucrări și n-am vrea să le ținem doar la profesor, să le prezentăm și pe scenă publicului, dar noi nu avem posibilități materiale, nu avem logistica necesară, nu știm cum să facem, dar am vrea totuși să facem un spectacol. Zic, ok, veniți la Tecuci. Noi nu avem pian la Tecuci pe timpul ăla. Zic, noi nu putem să venim la Tecuci, că nu aveți pian acolo, nu putem cânta la orgă. Dar, domnul Perin, am eu o prietenă la Institutul Cultural Francez din București. Pot să vorbesc cu ea? Pot să vă dau numărul de telefon să vorbesc cu ea? Zic, da, ok. Am pus mâna pe telefon, am vorbit cu doamna Zolt la Institutul Cultural Francez, i-a spus ceea ce vreau să fac, dânsa a fost foarte încântată și cu domnul Pirin. Eu vă pun la dispoziție sala Elvir Popescu din București să faceți dumneavoastră acest eveniment pentru tine. În București. Și m-am dus în 2015 sau 2016
I-am spus la studenți că îi susținem și am închiriat sala de la Ilie Popescu, am plătit, era taxe acolo de plătit, o sală destul de mare. Problema era că pianul era dereglat, dar am găsit un acordor de pian acolo în București. A, deci ați acordat pianul tot pe banii dumneavoastră. Am acordat pianul, dar nu era așa sumă extraordinară, nu vă gândiți că sunt sume. Am acordat pianul, în sală erau foarte mulți studenți, foarte mulți profesori, foarte multe lume, mai ales bucureșteni, așa. Eu m-am dus cu soția, cu copilul, cu soția copilului. Mi-am dus la concert, am văzut, concertul a fost minunat. E, ce se întâmplă? La concert am întâlnit alți doi oameni minunați. Maestru Goia Dumitru, cei mai mari dirijori care cred că i-a avut România, un mare, mare dirijor, e o enciclopedie muzicală, știe absolut tot despre tot. Nu există artist din România, instrumentist, nu știe de maestru Goia, nu există. Și acolo mai găsesc un tânăr, Răzvana Petre. Și zic, dar tu ce faci? Păi sunt dirijorul corului regal. Păi, serios? Da. Păi îmi place cum sună. Mi-aș dori și la tecuți așa ceva. Și am rămas prieteni în continuare. După care am zis, am complotat cu domnul Pavel Ionescu să facem și noi în decembrie un spectacol simfonic de gală. Zic, băi, să aduc numai vioară sau muzică clasică, sau ce știu, tenori, soprani, sau să facem orice. Și a zis, ok, hai să facem. Hai să facem. Maestru Pavel Ionescu, directorul filarmonicii de la Bacău, zice, stai să vezi că-ți fac surpriză. Am ajuns autocarul la sală, se dă din autocar jos, nu mă vorbeau rusăști. Am rămas, măi, zic, dar ce-i ăștia? Că nu știu. Zic, lasă că-ți povestesc eu, taci din gură. Măi, mă uitam, nu mai cunoșteam pe nimeni, erau alți artiști. Păi zice, sunt artiștii filarmonici naționale de la Chișinău. Și ți-am adus la tine. Păi zic, cum așa? Lasă că ai să vezi. Și am făcut un spectacol de gală de vreo 2 ore jumate, care a fost epic. A fost o... Deci nu putem... Și astăzi mă uit la el și încă nu-mi dau seama și nu realizez cum am putut realiza un asemenea eveniment la Tecuci. Și asta îmi pun întrebarea. Ziceți-mi, vă rog frumos, cine se ocupă de sonorizare? Că no, asta no. Implică... Aici e o mică problemă. Nu trebuie sonorizare. La muzica acustica clasică... este... Da. La muzica clasică noi nu folosim sonorizare. Eu știu lucrul ăsta, dar trebuie și sala să aibă o acustică aparte. Nu e așa important. Muzica clasică vibrează, ea se simte cu sufletul și nu trebuie să o simt în stomac. Ca la muzica asta, bubuielile alea să le simt. Nu, muzica clasică vibrează, nu e nevoie. Chiar îmi spunea maestru Goeci, dacă vine filarmonica din Moscova, aia mare, de 250 de oameni, și cântă aia, îți dărâm în sala. Deci ca și volum de sunet, sau decibel, sau cum îi spune, herț. Nu, e ok, sala e ok. Sala a fost fantastică, mai ales la concerte de muzică clasică, sala noastră populară, cea care este așa cum este. Cum diseminați informația în legătură cu evenimentele culturale? Prin viu grai? Prin viu grai, mai facem prieteni, cunoștințe, deci, foarte mulți prieteni. De la om la om, așa? De la om la om. Păi, te cuci un oraș mic, cunoaștem om cu om acolo, știm fiecare ce facem, ne respectăm, ne salutăm, știți, un oraș mic e... Și ritmicitatea evenimentelor culturale care este? Nu, deci, nu luăm pandemia, că aici, mă rog, au fost niște. Ele au fost așa. După aia, prin 2016, cred, 2015, 2016, 2016, cred că... Să suprapuneam foarte multe evenimente culturale cu alte evenimente pe care primăria le organiza. În așa fel încât nu aveam sală. Nu puteam să organizez la sala popular anumite evenimente. Și mai era și inconvenientul că pentru orice eveniment care făceam la sala popular trebuia să fac o cerere care ajungea la primar. Primarul hotăra dacă îmi dădea sau nu îmi dădea, se întorcea. Era o birocrație prea mare. Și am zis, stai așa, o leacă, că eu pot construi. Da, aveam un spațiu, zic, construiesc un spațiu, construiesc eu un ateneu al meu. Mai ales că Tecuciu a avut ateneu în 1892, un grup de intelectuali din Tecuciu înființau prima secțiune a ateneului român, da, în frunte cu doctorul Petraș. Și
a zis, scurte, dacă au trecut, eu am avut Ateneu până anul 1933-35, când primăria n-a mai plătit chiria la Ateneu și el s-a mutat la Băcău, da? Grigore de Băcar. Și atunci a spus, hai să, ar fi cazul să reînființăm la Tecuci acel Ateneu care a fost închis din anumite momente, nu știu, fericite, nefericite. Și a spus, hai să-l redeschidem. Și nu putea să-i spun sală, nu știu ce. Și a spus, sală Ateneu Tecuci, da? Să fie, să înțeleagă tot omul că asta facem acolo. Am început să construiesc sala. Acum aveam problemă, noi aveam un pian electric. Noi. Și am dat foară în țară, cum să spun, printre artiști, că vreau un pian. Dar un pian de concert, nu orice pian. Din unul în altul, din așa, 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 după o perioadă de timp, am găsit un artist desăvârșit în Elveția, care, cu inima deschisă, mi-a donat un pian de concert. Dar un pian de concert, nu în bună stare de funcționare, în ireproșabilă stare de funcționare. Un pian care are niște sunete deosebite. Vi l-a donat? Da. Am fost în Elveția, ne-am dus, m-am închinuit, nu aveam informații cum să care pianul, cum să aduce. Ne-am învățat. Chiar voiam să vă întreb cum a fost cu pianul pe ne-am învățat. Am învățat, am reușit, l-am pus în dubiță, am venit cu el la Tecuci, am apelat la... tot la prietenul Pavel Ionescu, să ne dea acordorul de la Filarmonică, a venit la ce. Dom'le, n-am ce să facă. Se dezacordează... Nu. Deci am umblat puțin la el atunci când l-am adus, l-am așezat, după care n-am umblat. El când a venit undeva la 445 de herți, noi acum l-am coborât la 442. Da? E ok frecvența, 4-4-10 ar fi și mai ok, dar noi nu avem o sală mare, deci 4-4-2 e perfectă. Cu cât e mai sus, cu atât știu. Dar 4-4-2 e perfect. Și l-am adus la Tecuci și în jurul acelui pian a început minune. A zis, minune. Nu avem de unde știi că voi putea face așa ceva vreodată. Și a început minune. Acel pian a desăvârșit locul. Inițial am chemat artiști pe care știam, care îi ajutasem. După care, am văzut artiști ăștia mai mari. Am văzut artiști care nu vinea să cred ce fel cântă. Dom'le, mi-am dorit să aduc la Tecuci. Am văzut un reportaj despre anumitul pianist rus, Eduard Kunz, supranumit prințul rus al pianului. Și a zis, dom'le, uite ce artist aici, uite ce valoare extraordinară. Zic, cum pot să fac eu să-l aduc la Tecuci? Am găsit mail-ul, i-am trimis un mail, inițial a zis să vorbesc cu impresarul. Da, impresarul avea niște sume pe care eu nu mi le permiteam niciodată. Așa, a zis, asta e, nu pot, măcar am încercat. Dacă nu încercam, îmi părea rău. Da? De la 100.000 de euro, să-ți presupun. Dacă am încercat, așa, asta e. Am închis discuția cu domnia sa. Domnia sa, ce înseamnă să fii om așa mare, m-a urmărit cam, cred că, 6 luni, 8 luni de zile ceea ce fac la Tecuci și cum fac ceea ce fac. Și mă trezesc cu un alt e-mail de la domnia sa, vreau să vin la Tecuci. Păi știți, dar eu n-am onorarii de astea. Cât vrei tu să-mi dai, te-mi dai. Dacă nu vrei să-mi dai nimic, nu e nicio problemă. Eu vin la Tecuci. A rămas, îmi spun nevastă, băi, mamă, uite, vine. Zic, fără, ce o să faci? Eu cu engleza nu bat prea tare. Înțeleg, dar nu vorbesc fluent ca oricare altul. Zic, lasă, că ne înțelegem. Și l-am așteptat, a venit cu trenul, am dus la gară, însoțit de soții, de copil, l-am adus, i-am arătat pianul, mi-a plăcut pianul, am făcut reclamă în oraș acolo, n-au venit prea mulți oameni, 30 de oameni n-au venit prea mulți, și aia, prietenii mei, cei mai buni, 30 de ani. Omul serios s-a dus pe scenă, a început să cânte. A cântat și la sfârșitul concertului. Deci emoția aia pe care o transmite acest om te face să plângi. Când la sfârșitul concertului a cântat sonate de Domenico Scarlatti. Deci când începe să cânte acele sonate, nu știu dacă este unul în lume mai bun ca el la sonatele alea, dar fără să vrei, fără să știi,
vezi cât dă lacrimile și nu știi de ce. Concertul, noi am rămas așa vorburiți, nu știam, să ne ridicăm, să aplaudăm, să... Deci, pur și simplu ne-a zăpăcit. Ne-a hipnotizat. Am rămas, nu... În primul rând, nu credeam că pianul ăla poate să scoate asemenea sunete. Nu credeam că pianul ăla poate face așa ceva. Și atunci am rămas blocat. După concert, am stat la masă, noi acolo, în cadrul ATM-ului, nu știu dacă v-am spus, avem o bucătărie. Am construit și o bucătărie acolo, unde pot da masă la 10-15 persoane, nicio problemă. Deci ați fost pragmatic, ați îmbinat utilul cu plăcutul. Da, iar sus la masard am 7 camere de hotel pentru artiști, doar artiștilor. Deci nu vreau să mă duc, să mă rog de ăla, dă-mi mâncare, dă-mi cazare, dă-mi, știți, banii sunt puțini. Și atunci combinăm noi tot, facem tot, muncesc mai mult, nicio problemă, dar știți cum e. Munca se uită, dar lucrul rămâne. Și facem întâi toate. Și am stat la masă cu el, am discutat, soția e româncă, da, o tradus, ne-am înțeles, ne-am împăcat foarte bine. A doua zi, zic, a venit voi la trecuce, lasă, mai uimit cu ceea ce mi-ai făcut piscenă, ei, hai că te uimesc și eu. Și zic, a doua zi, zic, era duminică. Zic, duminică, la ora 10, avem treabă, mergeți cu mine undeva. Unde? Complotați-mi cu maica Măcrima de la Mănăstirea Buciumeni, zic, maică, zic, uite, am niște oameni importanți, vin la mănăstirii la dumneavoastră acolo, le prezint mănăstirea, le prezint istoria mănăstirii, spun o leacă de zona aceasta orașului Tecuci, dar vreau să le pregătesc, maică, o masă, așa cum era pe timpuri. Și maica a zis, ok. M-am dus, i-am dus la mănăstirii, le-am arătat mănăstirea, fetița lor s-a jucat pe mănăstire, pe acolo alerga un măr din copac, zic, hai la masă. Și l-am dus la masă și mănânc o ciorbă de aia, cum se face țărănească de aia de casă, cu felul 2, cu pâinea aia de casă, cu mămăliga aia care tare de arunci. Am mâncat. La un moment dat, a trebuit de mâncat, ies afară, spune domnul Perin. Masa asta mi-a dus aminte de copilărie. De masa bunicilor mei. Nu vă dați seama câtă bucurie mi-ați adus. Zic, maestre, zic, nu-ți dai seama ce bucurie mi-ai adus. Tu că ai venit la Tecuci. Ce era Tecuciu pentru tine? V-ai concertat în săl cu mii de oameni. La Tecuci, nu e nimic la Tecuci. Și am rămas prieteni și am reușit să țin legătura și de atunci am mai fost la Tecuci încă de 3 ori. Incredibil. Încă de 3 ori și cred că vine oricând cu mare drag la Tecuci pentru că am venit prieteni, cunoștinții, cum să spun, îi place la Tecuci și chiar îmi spunea, al doilea, al treilea concert, îmi spune, să știi că am cântat în scenii mari, dar aici la Tecuci, emoția pe scenă e cu totul alta. Deci aici și eu am emoții când cânt. Eu cred că, sau încerc să înțeleg cu ceea ce spune. În sălile mari, poate de foarte multe ori, lumea se ducea și pentru că era un eveniment, dădea bine, era o chestie de snobism, de bon ton să te duci. Pe când dincoace, aici, la Tecuci, în Ateneul dumneavoastră, oamenii s-au dus din pasiune, cu inima. S-au dus cu inima, nu cu haina de gală. Așa este. Și cred că el a simțit lucrul ăsta. Și el a fost supărat inițial la primul concert, că erau numai 30 de oameni în sală, zice, vin eu, Dita, mai artistul, da? Care, eu știu, am cântat în toate marile sări de concert din lume și n-ai decât 30 de oameni. Mi zic, băi, atâta este cultura la Tecuci, atâta avem. Zic, atâta putem. Zic, nicio problemă. Și a treia oară când am venit la Tecuci, sala era plină. Tecuceni mai puțin, dar aveam. De la Bârlat, de la Galați, de la Focșan, de la Adjud, de la Onești, oameni care au venit la concertul lui. Și sala era full. După concert, îmi spune, vezi, acum e sala plină. Pentru că am putut să facem promovarea acestui eveniment, chiar dacă n-au venit tecucenii, au venit ceilalți din alte părți
la tine aici să mă asculte pe mine și ți-am umplut sala. Și asta e într-adevăr o realizare. Zic, da, așa este. Domnul Perin, toate poveștile astea, eu cred că ar trebui să le puneți într-o carte. O carte în care să spuneți că, până la urmă, dumneavoastră, din punctul meu de vedere, și cred că nu numai din punctul meu de vedere, sunteți un miracol. Ascultați-mă puțin, că sunteți și bărbat, n-are rost să vă flatez în niciun caz. Pur și simplu, ceea ce faceți dumneavoastră este un miracol. Și aș spune că în Galațiul ăsta, mă refer la județ, am mai întâlnit un singur om care își pune la bătaie și banii, și sufletul, și timpul liber, și toate celelalte lucruri, pentru manifestări culturale. E posibil să-l cunoașteți, e posibil să nu-l cunoașteți. Este vorba despre domnul Vasile Joantă, fostul director al fabricii de bere Martens, care în fiecare an face câte o tabără de sculptură și pictură în satul natal, la Boholț. Am avut plăcerea, pentru că e un foarte bun prieten, domnul Joantă, să merg de vreo 4 ani consecutiv, să fac și filme documentare despre taberele de pictură și sculptură de acolo. Prin urmare, iată, să încerc să promovezi frumosul și să aduci această minunăție care este arta în sufletul oamenilor, fără să te gândești că îți iese ceva din toată povestea asta. Tocmai asta este minunea. Nu. Și acum ajung la ceea ce spuneam, că am să vă spun mai târziu. Știți ce înseamnă pentru mine arta? De fapt, pentru cei care cunosc arta, să mai trăiască o viață. Deci eu mai trăiesc o viață. Pe lângă viața pe care o avem toți, zbuciumată, agitată, muncă, servici, casă, facturi, plăți. Ei, arta înseamnă o altă viață. O viață în care, cum să spun, te curezi de toate alea rele și îți umpli sufletul cu frumos, cu bucurie, deci pentru dumneavoastră viața e un catarsis, da? Arta e un catarsis. Vă curăță de toate... Mă curăță de toate relele, cum s-ar spune. Dar mai trăiesc o viață. Viața artistului, viața celui care a dat suflet la ceea ce se întâmplă pe scenă. Deci, eu trăiesc două vieți și asta e bine. Sună deci una așa, artistică și una normală ca tot ceilalți. Să știți că așa voi anunța emisiunea. Eu trăiesc două vieți, că sună foarte bine. Ce pregătire aveți, domnule? Specializarea foarte multe. În 88 eram tehnician silvic, în 91 eram absolvent la silvicultură la universitate, în 2001 am fost la drept, nu mai știu. De toate. Ați fost pasionat? Ați fost o spire iscoditoare? Am fost curios. Curiozitatea e de când erați mic? De când erați copil? Da. Curios să învăț, să cunosc, să știu. Sunteți tecucean? Tecucean, jet de jet. Sunteți mândru că sunteți tecucean? Da, cum v-am zis, cel mai mândru. Cel mai mândru. Și acum, să spuneați de istorie. Eu, cât eram mic, bunic, mă legăneau picioare pe acolo și ei fiind tot tecuceni și îmi povesteau lucruri despre tecuci. În momentul ăla eu spuneam că credeam câți minciuni ca să mă adoarmă. Îmi spuneau lucruri. Că în primul război mondial cădeau bombele mai că piste toți și șuierau și murea lumea și lumea n-avea. Zic, du-te, bă, cum să cadă bombele, mă păcălești pe mine. Că erau căruții cu morți pe străzi, nu știu, că așa era război. Nu te cred, mai. Nu credeam. Astăzi, având informația și având posibilitatea să mă documentez, văd că așa era. Deci chiar bunicii mei îmi spuneau realitatea acelor vremuri pe care ei le-au trăit. Și erau vremuri crâncene atunci. Și atunci am început să săpuleac în istoria orașului Tecuci. Dar n-ați fost pasionat niciodată să plecați din Tecuci? Nu, un oraș mic, poate că v-ați dezvolta mult mai pregătit. În 2002 sau 2004 m-am gândit, domnule, ce stăm noi în Tecuci aici? Hai să plecăm. Și am pus la loteria vizelor asta cu Canada. A, voiați să plecați din țară? Din țară. Și am primit, chiar primisem aprobare să mă duc în Canada. Vorbesc cu soția, mai mamă, uite, mergem în Canada. Ce spune? Măi, da, e departe, eu știu tot aici acasă. Și am hotărât să rămânem în Tecuci, dar puteam să plecăm, deci nu era simplu de plecat. Vă dați seama că sunteți unul din 1000 care au ok-ul ca să plece în Canada și rămână în România, da? Da, nu, eu am unchii mei sunt în Canada, verișorii mei sunt în Canada, deci aveam un strat. Deci nu sunt tecuceni? Unchii, da. Deci putea să faceți micul tecuci acolo în Canada da, și... Da, putea să plecăm de aici. Nu, ești unchiul cel mai mic, fratele cel mai mic al tata, a fugit din România în 88 și a ajuns în Canada. Deci eu a fugit pe timpul ce ușa. Vreau să vă întreb, când erați elev, ce vă plăcea mai mult la școală?
Ce materie? Cred că istoria română îmi plăcea. Muzica vă plăcea? Îmi plăcea și muzica și sport. Am avut muzica, mi-a început domnul Băicoian. Eu am făcut la școala 4 un profesor de muzică extraordinar. La fiecare oră a dânsului punea pick-up-ul și ne punea 5 minute de muzică clasică. După care îi întreba, ce ați înțeles? Știți cine a scris această operă? Și cred că de acolo a plecat undeva de clasa deci aveți niște a doua, a treia, a patra. Cred că de acolo am început muzica clasică. Și într-un fel să știți că este... Te regăsești. Da? Oricât de nervos ai fi, de supărat, nu găsești răspunsuri. Pune o leacă de Mozart. Pune sinfonia 4, 5, 9, de Beethoven. Și vezi că găsești răspunsurile imediat. Creierul se limpezește și îți vin ideile imediat. Și poți să faci lucruri chiar minunate. Credeți că astăzi, într-o lume atât de nebună și atât de pasionată de chiciuri și de vedete de ovară, muzica clasică continuă să rămână baza... Da. Muzica clasică va rămâne și după ce noi nu mai fi. Cred că de aici încolo mii de ani. Ea nu poate să dispară, pentru că adevăratele capodoperile a omenirii sunt imense. Deci nu poate dispărea. Faptul că avem acces mai puțin la muzică de calitate, avem acces mai puțin la acte artistice de cel mai înalt nivel, mi face să ne ducem către chiciuri din care spuneați dumneavoastră. Dar dacă o persoană, un om, o ființă se duce într-adevăr și reușește să găsească un artist care să, cum să vă spun, să interpreteze cu profesionalism, cu mândrie, cu așa, la cel mai înalt nivel, eu spun sigur că imediat îți schimbi părerea și te duci. Eu am tineri care au fost la noi la concerte, aduși cu școala, acum am găsit noi cu profesor, cu și studenți la Iași, la București, la Brașov și mi se spun, domnul Pene, știți, am fost la Filarmonica acolo și l-am văzut pe artistul ăla care a fost la dumneavoastră. Păi zic, și cum, te-ai dus la Filarmonica? Zic, da, dar ce frumos e acolo. Deci încep să-i placă. Dar nu vreau să am niște tineri tecuceni care, eu știu, la o invitație a unui prieten, spun, bă, hai să mergem noi la teatru, să fug. Nu merg la teatru, cine știe cine e acolo? Sau nu merg la operă, sau nu merg, că mai ia somnul, sau... Nu. Noi trebuie să arătăm și tinerilor și partea asta frumoasă a artei, a culturii, a... Sunt sigur că foarte mult să le găsesc în asemenea evenimente culturale. Spuneți-vă, cum v-au primit, cum v-au privit prietenii în momentul în care au văzut că vă înhămați la munca asta, fără îndoială plăcută deci, și dragă, dar și costisitoare. Un prieten, așa îmi spune, băi, Doru, băi, te-ai apucat tu să educi lumea de curs, băi, lasă-i, băi, ce le aduci tu muzică clasică, simfonie, păi ce ăștia știu ceva? Păi zic, nu e nevoie să știi, dar poate învăța. Nimeni nu s-a născut învățat. Trebuie să vezi, trebuie să știi. Și, da, băi, au fost reticenți și sunt, cred că reticenți în continuare, că, știți, agitația asta zilnică nu duce decât la o luptă pentru existență. Omul acaparează cât mai mult, mâncare mult, nu știu, haine multe, chiar dacă nu le îmbracă pe toate, chiar dacă nu mănâncă toată mâncarea de el, să o cumpere, sau, nu știu, este, deci facem mai mult risipă de bunuri materiale și nu facem absolut nimic pentru partea spirituală, partea umana omului. Eu le-am spus, băi, mergi acasă, te speli, faci un duș, te speli pe la suprafață. Dar pe interior, cu ce te speli? Cu ce te speli pe interior? Rămâi tot cu ăla. Nu te speli niciodată. Care e cel mai bun dezinfectant pentru răutatea lumii de astăzi, din punct de vedere muzical, domnul Pele? Le-a spus lui Bruckner, dar e prea greu pe tine. Tocmai. Nu. Cred că rapsodiile lui Ionescu. Foarte frumos. Cred că rapsodiile lui Ionescu. Adică Ionescu are ceva în ADN-ul nostru românesc. Da? ADN-ul nostru românesc recunoaște imediat aceste rapsodii. În general, toată opera maestrului George Ionescu. El s-a inspirat copios din folclor. Și... orice copil, că e mic, că e mare, când aude rapsodia lui Ionescu, o fluieră după aia. Deci n-ai cum să nu simți această muzică. Pe care Ionescu ne-a lăsat-o. O să fie mai mult, o să
Am niște proiecte, dar nu le spun acum, mai o să vă uimesc cu alte proiecte. O să ne spuneți măcar unul așa pe final ca da. Să... În 2000, știți, în 2014 am constatat că orașul Tecuci nu era promovat. Și am zis așa, hai să fac un film documentar despre orașul Tecuci. Și mă gândeam așa, trecut, prezent și viitor. Asta au fost cele trei teme și am făcut un film documentar care rulează și rulează și astăzi pe aproape toate televiziunile naționale. Comparativ cu, sau în paralel cu acest film documentar, am mai făcut un film documentar. Se numește Povestea unui ciop de lut. Pentru că nu foarte multă lume cunoaște că la, lângă Tecuci, la 17 km, la Poiana, a existat cea mai mare cetate dacică descoperită până acum în România. Piroporida avea o cetate dacică de daci liberi. Nu era o cetate fortificată. Erau foarte mulți daci liberi. Și să spunem și un foarte important, dacă nu cel mai important, târg, loc de întâlnire. Asta vreau să spun. Era cel mai important centru, nu știu, comercial sau cum îi spunem astăzi, o bursă de mărfuri. Exact. Cam asta era la Piroporidava, o bursă de mărfuri. Da? Și e foarte puțin cunoscută și am zis, domnule, trebuie să o scoatem în evidență. Și am făcut un film documentar, l-am tradus în limba engleză cu subtitrare frumos, în așa fel încât oricine poate să-l vizualizeze, este și pe YouTube, pe la Digifilm, îl găsiți mereu, îl redifuzează. Și pentru 2017, împreună cu un prieten Viorel Costea, regizorul Viorel Costea, ne-am gândit noi, domne, oare de ce? Noi nu am învățat la școală adevărată istoria României. Știți? Ne-am pus întrebare. Noi avem o vorbă la români și cred că numai noi românii o avem. Te întreabă, băi, nu știi cine ești nici cu buletinul în mână. Dar mai auzim, pe la țară, pe la... Este o vorbă. Băi, tu nu știi cine ești nici cu buletinul în mână. Mi-a pus întrebare, la ce se referă această vorbă? Și a zis, băi, această vorbă se referă la faptul că noi nu cunoaștem istoria. Deci noi nu știm cine suntem nici cu buletinul în mână. Nu știu, poate regimul comunist a încercat să ascundă o parte a istoriei. Poate anumite evenimente istorice au trebuit să fie ascunse. Sau nu știu. Și atunci am spus, domnule, hai să facem un film documentar despre adevărata istoria României. Dar cea adevărat, nu cea povestită, cum să spun, dar bazat pe certitudini. Și atunci am mai spus un film documentar care se numește Când Pământul Vorbește, pentru că el vorbește, nu noi și nu istoricii, Pământul Vorbește, care a avut premiera în Sala Mare a Unirii de la Alba Iulia pe 1 decembrie 2018, exact de centenarul Marii Uniri, în prezența a 3 milioane. Și acel film documentar îl găsiți pe internet, îl găsiți la televiziuni. Este un film foarte educativ, mai ales pentru profesori de istorie care predau istorie la școală. Da? Este un film documentar bazat doar pe certitudini, pe dovezi clare, susținut de cei mai mari istorici ai României, de la președintele Academiei domnul Aurel Pop și până la, nu știu, cei mai mari, la Adrian Ciroianu, care cu interviuri foarte ample, un film documentar de vreo oră și jumătate. Și doar, dacă vreți să-l difuzați, cu mare drag, aveți drept. De ce faceți toate lucrurile astea, domnul Pelin? Acum vă întreb eu, nu vă întreabă prietenul care... De ce fac? Da, de ce faceți toate lucrurile acestea extraordinare? Pentru că pentru că cineva trebuie să le facă, știți? Eu mai am o vorbă care le spun mai rău. Nimic nu se face dacă nu este făcut de cineva. Iar dacă vom aștepta ca cineva să facă ceva, vom aștepta mult și bine. Deci nimic nu se face dacă nu e făcut cineva. Și atunci, dacă ăla nu face, ăla nu face, ăla nu face, cineva trebuie să facă. Cineva trebuie să fie pionier în ceva ca ceilalți să se ia, să... Dar nicio problemă dacă vine altul și spune, domnul Pelin, eu fac mai bine ca dumneavoastră, jos pălăria, să fac, le dau voie la toată populația țării să facă. Eu am mai spus mai că mult. Trebuie să puneți în carte tot ceea ce spuneți, pentru că știți
Și foarte frumos îmbrăcați cuvintele. Da, cum spun eu într-un limbaj poate mai puțin academic, știți să croșetați foarte bine cuvintele, domnul Pereira. Da, eu și acum vă spune un profesor de psihosociologia comunicării. Domnule Guiți, eu sunt un simplu om și chiar asta sunt. Nu sunt om de cultură, că mulți au spus, domnul Pelin e om de cultură. Nu sunt om de cultură. Păi atunci cum vă Dar sunt consumator mare de cultură. E cu totul altceva. Și sunteți consum și... cultură, da. Și sunteți și un mecena modern, da? Un mecena modern, așa cu ajutorul prietenilor. Deci am foarte mulți prieteni, mai ales în 2019, de exemplu, alături de prietenii noștri artiști, au reușit să să prindem 8 proiecte la FCN. Deci am avut 8 concerte la Tripuci cu banii FCN-ului. Da? Am avut concert cu banii ambasadei Republicii Coreei. Am avut concerte cu, cu finanțarea ambasadei Rusiei, de exemplu. Și multe altele. Păi eu am reușit să duc la Tecuci. Deci am reușit să duc la Tecuci directorul Teatrului de Operă și Balet din Moscova. Yuri Medianic, un om de mare calibru, un om care... Nu mă referiți la Bolșoi Teatră? Novaia Teatră. Novaia Teatră și este cel care este dirijorul Orchestrelor Naționale a Televiziunii Rusiei. Și a venit la Tecuci. Și a venit la Tecuci, domnule, a venit și a spus, asta e cea mai mică sală în care am cântat vreodată. Și a venit la Tecuci. Dar i-a plăcut. Dar i-a plăcut, cu opsă, cu mare drag. De ce se îndrăgostesc artiștii care vin la Tecuci de orașul ăsta? Deci, în primul rând, eu sunt sincer. Sunt sincer cu el, apreciez munca lor, cum să spun, îi respect, da? Îi tratez cum se cuvine. Și sunt ca și prietenul lor, ca și fratele lui. Deci când pleacă atestul de la mine, el mă consideră fratele lui, prietenul lui. Sau, eu știu, v-a omul, zis, moi brat? Dar cum? Omul pe care se poate baza oricând, mai ales am o violonistă din Rusia, Ana Safkina, o imensă violonistă, că anul trecut a fost finalista concursului Tchaikovsky, cel mai prestigioase concurs din lume. Da, care spune că domnul Pelin, dumneavoastră sunteți tatăl meu din România. Da, am adus-o pe Ana Safkina de 2 ori la Tecuci. Rusoaica e fantastică, de 2 ori a fost la Tecuci. Incredibil. Ați venit cu sacoșă plină și aș vrea să ne referim puțin și la cărțile pe care le-ați adus. Deci, noi la Tecuci, lângă activitățile astea, așa, am înființat 4 festivaluri. Patru festivaluri. De unul știu, festivalul de epigram. Nu, de aforismi, aia de epigram, aia e altceva. Aia e altceva. E altceva, nu. Ok, deci, am prieteni, da? Cum este domnul profesor Vasile Vica, scriitorul Vasile Vica, cum este comandantul Chiș Dorel, comandor de aviație, cum este Olimpiu Zăgrean, profesorul de pian, cum este domnul preot părinte Jogiu, protopopul de Tecuci, cu care a zis, hai să facem ceva. Și am luat pe fiecare domeniu de activitatea fiecărui. Și am spus, cu domnul Vasile Ghica, fiind unul cei mai importanți aforiști ai României, am spus, hai să facem un festival internațional a aforismului la Tecuci. Da? Să transformăm Tecuciul, de fapt, într-o capitală a aforismului. Da? Și chiar am făcut capitală internațională a aforismului. Deci nu vreau să spun ce personalități am reușit să aduc la Tecuci. Dar la fiecare festival al aforismului pe care noi îl facem la Tecuci și lansăm câte o antologie cu cele mai bune aforisme pe care scriitorii le publică, da? Și avem și câte un președinte de festival. Un președinte trebuie să fie o personalitate marcantă. Anul trecut am avut o personalitate din Franța, François Vaucluse,
Da, care a fost președinte de onoare al festivalului. Deci, François Vaucluj este profesor universitar la Sorbona. Da? O mare personalitate care își dorește să vină la Tecuș și va veni la Tecuș. Sperăm această pandemie să treacă și domnia sa să vină la Tecuș. Eu o să vă întrerup să vă spun ceva foarte important. Nici mie nu mi-a venit să cred. Dar să știți că mai avem 4 minute din emisiune. Da. Nu știu cum a trecut timpul pentru că ați vorbit atât de frumos. M-ați fermecat, domnul Pelin. Haideți să vedem. Ce mai avem aici? Deci, 3 minute, de aforisme, 3 minute trebuie să mai vorbim avem, despre celelalte festivaluri. Deci, primul, Festivalul Internațional al Aforismului. Al doilea, Festivalul Național de Pian pentru Copii. Pentru copii, Alexandru Demetriad, pentru că am găsit în istoria Tecuciului un mare pianist care a studiat cu Alfred Cortot și Maurice Ravel. Da? O vreme a fost pianistul Casei Regale și am spus în memoria... Tecucian care Tecucian a studiat cu Ravel? Da. Cu Maurice Ravel? Da. Cu Maurice Ravel și cu Alfred Cortot, un mare compozitor francez, imensitar. Incredibil. Da? Alexandru Demetriad, să vedeți. După aia. Știam despre Demetriad, dar nu știam că... Alexandru Demetriad, pianistul Casei Regale. Nu știam că a fost pianistul Casei Regale, dar nu știam că a studiat cu... A studiat cu Maurice Ravel. Așa. Și Alfred Cortot. Iar mai facem festivalul Smaranda Brescu, știți? Știm cine a fost, sigur. Da? Alături de comandorul Chiș. Comandorul, da. Da? Facem acest festival la Tecuci și am reașezat Tecuciu pe harta aviaticii românești. Da? Noi avem la Tecuci Muzeul Permanent al Aeronauticii Moldovei. Da? Și facem festivalul. Inimoși și oameni și cei de acolo, fără îndoială. Iar cu... Au primit și ei un premiu, să știți, din partea direcției de cultură. Primim și mai facem. Noi încercăm să facem. Anul trecut n-am reușit să facem festivalul Smaranda Brăiescu. Am făcut doar așa o festivitate restrânsă, dar sperăm că... Anul trecut a fost un an apart. Sperăm anul acesta, în mai sau în iunie, să mai facem să refacem acest festival, să invităm publicul la un meeting aerian de excepție. După aia mai avem festivalul Cântecul ce ne unește. Pentru că pe noi românii, de-a lungul timpului, cântecul ne-a unit. Și atunci, mai mult ca niciodată astăzi avem nevoie să fim uniți, să fim o singură inimă, un singur gând, un singur suflet, să muncim împreună pentru binele copiilor noștri, să muncim împreună pentru binele aproapele. Fiecare dintre noi își dorește ca toată lumea să fie fericită, ca toată lumea să aibă ce pune pe masă și atunci... A zis, hai să facem și acest festival, pentru copiii trebuie învățați din mici că cântecul unește într-un ansamblu coral, toți sunt unul, nu sunt doi. Iar anul acesta, în premieră, vă spun, vreau să fac un alt festival național, data aceasta, Gheorghe Petrașcu, pentru că Gheorghe Petrașcu este un pictor mare tecucean, al doilea chiar după Grigorescu, și am spus că ar fi indicat și benefic orașului Tecuci să facem un festival de arte plastice, un concurs național de arte plastice, la care să participe școlile, liceile, universitățile de artă, deosebi tineri, către ei mă adresez, pe ei vreau să-i susțin, pe ei vreau să-i promovez, pe ei vreau să-i le dau o mână de ajutor, să-i ajut să urce treapta aceea pe care mulți să sperie sau le este teamă. Să-i sprijin, să-i ajut, să vedem poate așa spiritul ăsta nostru românesc într-o lume globalizată va rămâne unic. Și este unic. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă mai pun o ultimă întrebare și vreau să îmi răspundeți foarte scurt, că deja mi se fac semne că am depășit timpul. Câte ore are ziua la dumneavoastră, domnul Pere? A. Nu știu, 20? 18, 20? Vă mulțumesc tare mult. Pentru mine a fost realmente o surpriză extraordinar de plăcută. Eu aflasem, știam destul foarte multe de altfel despre ceea ce faceți dumneavoastră acolo, dar am remarcat cu această ocazie că sunteți și un foarte bun vivior și vă doresc în continuare să aveți succes în toate eforturile dumneavoastră absolut speciale de a lumina, de a aduce această lumină extraordinară a culturii și a artei acolo la Tecuci. Faceți un lucru minunat pentru care vă felicit și vă mai aștept între ogăniți paralele și cu altă. Cu mare drag am să vin, dar vă invit pe această cale și pe dumneavoastră și echipa întreagă de televiziune să vină la Tecuci și la spectacolul nostru. Cu certitudine, prima oară când veți avea un spectacol și noi suntem disponibili, vom fi acolo. Pe 20 februarie. Dragi prieteni, aici se ia sfârșit emisiunea noastră.
o emisiune absolut fabuloasă, o emisiune de colecție. Domnul Pelin, un om care face minuni acolo la Tecuci și care face minuni dincolo de granițele acestui oraș, care gustă cultura din prim, care este, aș putea spune, chiar îmbibat de cultură și artă, grație efortului unui om care a reușit să adune alături de domnia sa și alți oameni. Și iată că într-un secol teribil de nebun, într-o lume teribil de nebună și extrem de prinsă de tentația mai degrabă a banului decât aceea a culturii, domnul Eugen Doru Pelin face un lucru extraordinar. Și vă invit, dragii mei, să faceți în această seară sau mâine, când aveți timp, să luați o pauză de la această goană nebună și când aveți o problemă să vă așezați într-un fotoliu și să-i urmați sfatul, să urmați sfatul domnului Pelin. Puneți un Mozart, pentru că este cea mai bună soluție pentru problemele dumneavoastră. Eu sunt Cătălin Negoiță, vă doresc o seară bună. La revedere!